Într-o țară în care sistemul nu a reușit în ultimii 30 de ani să construiască nici măcar un spital de la zero, există medici, eroi medicali, cum îi numim noi la Medical TV, persoane implicate care, prin foarte mare efort și devotament, reușesc să salveze pacienții României. Povestea unui astfel de erou medical o vom afla astăzi împreună, la Dincolo de Mască. Suntem la secția de terapie intensivă a Spitalului Marie Curie, un loc SF, am spune noi jurnaliștii, care nu avem treabă cu ceea ce se întâmplă în acest domeniu, în afară de faptul că vă relatăm poveștile unor oameni excepționali, unor eroi medicali și încercăm să soluționăm cât de cât problemele acestui sistem medical românesc care este de-a dreptul bolnav. Permiteți-mi să-l salut pe Cătălin Cârstoveanu. Vă mulțumesc tare mult că ne găzduiți astăzi în acest SF, cum am spus în introducerea acestei emisiuni. Da. Recunosc că am intrat aici cu colegii și am zis, wow, ce e aici? Ce e aici? Și vreau să ne explicați dumneavoastră unde ne aflăm, domnule Cârstoveanu, și trebuie să știe urmăritorii noștri, înainte de a începe această discuție, că acest loc a fost realizat și a fost construit de la zero, cu eforturi de nedescris ale domnului dr. Cârstoveanu, și nu exagerez absolut deloc când spun asta, pentru că ne va spune exact cum s-a întâmplat acest lucru și neajutat de autoritățile române, de statul român. Poate prioritățile sunt altele ale sistemului medical românesc, cine știe. Vă rog, domnule Cârstoveanu, spuneți-mi cum a fost posibil să realizați această minunăție. Știți, lipsurile uneori te ajută foarte mult și când îți lipsește ceva, încerci să suplinești cu altceva. Și noi am găsit locul tehnologiei. Tehnologia poate să suplinească foarte mult, până la un anumit nivel, omul. Și chiar asta spuneam zilele trecute, mi-am adunat memoriile de personal de-a lungul timpului și am așa un bibliograf imens, doar de personal, memorii de personal. Știți că acum este la modă, te întreabă procurorii de ce n-ai putut să primești un copil, de ce, de ce, și îți adun tot felul de lucruri să arăți. Lipsa personalului la asta ne-a îndemnat, ca să încercăm să aducem siguranță în actul medical. La început, când spuneam, aveam aici 10-15 pacienți, era mult mai simplu. Era o zumzeială permanentă, se auzeau monitoarele în permanență, lumina asta deschisă în permanent. Îi vezi mai bine, dar pe termen lung lucrurile sunt extrem de obositoare pentru paciente, mai ales pentru cei care stau pe termen lung, extrem de obositoare pentru personalul medical, care stau non-stop cu lumina aprinsă, care non-stop aud piuituri. Da. Și ce am zis, ok, să luăm un model de mulți ani, am zis să luăm un model din state. Statele Unite sunt cu mulți, mulți ani înaintea Europei. Europa de-abia anul trecut s-a gândit să adopte modelul pe care noi îl avem de mulți, mulți ani aici. Și s-a și publicat într-o revistă europeană, este pe site-ul Comunității Europene și au spus în decembrie 2018 secțiile de reanimare nou-născut trebuie să fie un copil într-o cameră, un nou-născut într-o cameră și cu tot ceea ce trebuie acolo și să dau, sunt diverse criterii. Asta am făcut și noi, i-am pus pe fiecare în câte o cameră cu ajutorul Fundației Vodafone și cu ajutorul Inima Copiilor, ONG-uri, da, sigur. Statul a venit mult mai târziu, mult, mult mai târziu a venit. Am reușit să aducem niște echipamente aici și acum suntem
am fost puși în situația, nimeni nu ne-a spus că punând copiii câte unul într-o cameră, o să trebuiască să avem super monitorizări neavând personal suficient. Noi ne gândeam că o să ne descurcăm. N-a fost chiar așa bine. Am avut câteva accidente și plecând de la aceste accidente am spus trebuie să avem surveillance. Surveillance, adică trebuie să avem viziunea fiecarei camere. Trebuie să avem toate monitoarele și în permanență toți pacienții monitorizați foarte bine, nu numai aici, nu numai în camere. Când intri într-o cameră să vezi ce se întâmplă absolut peste tot în fiecare cameră, foarte important. Dacă ai o asistentă care stă cu 10-12 pacienți și intră într-o cameră să facă ceva, vreo procedură la un pacient, să vadă tot ce se întâmplă în celelalte camere, foarte important. Apoi când ieși pe coridor, pentru că am încercat să scoatem zgomotul de la copil, să scoatem pe coridor, da? Nu trebuie să stau, dacă stau un an de zile și aud tot timpul piu, 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 piu. Este anormal lucrul acesta. Anormal. Noi ca adulți nu am suportat lucrul acesta. Ok, și am spus zgomotul pe hol și ca tare am scos multe funcțiuni ale monitorizărilor pe hol. Iarăși un lucru foarte important. Și apoi am mai zis ceva și mai important. Am spus toate echipamentele medicale trebuie să fie monitorizate, trebuie să fie monitorizate din camera noastră, trebuie să avem greutate, temperatură, parametri, aparatele de ventilație mecanică, plămâni artificial, aparatul de dializă, aparatul de ECMO, circulație extracorporeală, pompele cu dozele care sunt pe fiecare medicament. Pe scurt, ați reușit să puneți bazele și să construiți cea mai modernă secție de terapie intensivă din Europa de Sud-Est, am citit, felicitări. Da. Aici, la Spitalul Marie Curie, este de lăudat faptul că avem în România așa ceva. Pe lângă nenumăratele lacune din sistemul medical românesc, iată că avem și cu ce să ne lăudăm. Aș vrea să-mi povestiți puțin, domnule Cârsoveanu, cum v-a venit această idee și de unde s-a născut această pasiune pentru viață, pentru oameni? Acum, știți cum e, pasiunea... Nu cred că îți trebuie prea mult pentru lucrul ăsta. Eu cred că e o chestiune de bun simț, nu e pur și simplu de ce să moară. Adică nu trebuie să... și să nu te lași. Să nu te lași. De asta am învățat, de asta suntem educați, să nu te lași. Să lupți până la ultima picătură și de ce să nu trăiască? De ce să moară și de ce să nu trăiască? Adică e foarte simplu lucrul ăsta. Și dacă poți să faci ceva, de ce să nu-l faci? Ați fost în Statele Unite în urmă cu 20 de ani, dacă nu mă înșel, atunci și ați văzut pentru prima dată un lucru pe care noi astăzi îl numim SF, pentru că, spuneați, acolo există de multă vreme Vedeți ce e pe ecranul de dreapta jos acolo? De 20 de ani îl aștept. Ce e acel lucru? Este integrarea tot ceea ce înseamnă urmărirea medicală a unui pacient. Toate datele de la un pacient vor fi vărsate în acel program super, super performant. Lab Flash-It. Da, este același program de pacient care de urmărire a pacientului critic, care îl are și AKH, să spunem așa. Este un program dezvoltat. Sunt câteva mari programe în lumea aceasta, iar acolo când avem și vom trece de la hârtie, asta este targetul nostru, de la hârtie și de la scrisul pe hârtie, anul acesta o să trecem la pacientul critic. Acum implementați programul. Da. Este altul, este tot ceea ce înglobăm aici, toate aceste date sunt extrem de importante, dar toate vor fi vărsate acolo și vor fi analizate, iar eu voi lua decizii în timp real pentru pacientul meu. Un exemplu, am un pacient la care e operat, nu? Ok, scade ușor hemoglobina, crește lactatul, cresc dozele de adrenalină, bun, crește dioxid de carbon, scade oxigen. Ok, l-ai văzut instantaneu și orice rezident, orice medic specialist va vizualiza și va simți exact ce se întâmplă. Pentru că pentru unii datele sunt, ok, eu a dat aici, o dat acolo și în neantul acesta de informații poți să te pierzi foarte repede ca și medic practician și să iei decizii importante pentru pacient. Spuneți-mi puțin cum ați început toate demersurile în modernizarea și construirea, de fapt, modernizarea Spitalului Marie Curie și construirea acestei secții de terapie intensivă? Să vă spun, cred că am găsit oameni, în primul rând, extrem de generoși. În primul rând este să vrei. Apoi am găsit parteneri generoși.
oameni care nu știau cum, dar a zis, ok, facem, hai să facem lucrul acesta. Am găsit ONG-uri dispuse să investească la noi foarte, foarte mult. Au stat lângă noi și credință că ducem la capăt ceea ce am început. Și apoi nu numai că am reușit aici, și la Constanța, este o mică copie din ceea ce este aici, sau nu chiar mică, 25 de paturi, nu sunt puține. Aici cât aveți? Sunt 27 de paturi și nu v-am spus că acum lucrăm la 45. A, este în curs de extindere proiectul. Da. Felicitări! În momentul în care erați la facultate, vă întreb domnule Custoveanu, vă gândeați că o să vă aduc aici viața? Că o să reușiți să scrieți istorie? Pentru că asta faceți în momentul de față. Niciodată. Eu sunt cu fiarele, meseria mea așa de bază. Am spus de multe ori, am terminat mate fizică și orice elev care termina mate fizică la Bălcescu, Pitești, trebuia să aibă și o meserie. Lucrarea mea de diplomă a fost o ghilotină. Îmi plăcea să lucrez, să fac piese și sunt mecanic la bază. Și credeam că o să lucrez pe electronică, informatică, automatică, dar și am lucrat multă vreme cu echipamente și am încercat să transpunem ceea ce credem noi că e important pentru pacient în tehnologie. Într-un fel am îmbinat foarte, foarte mult partea de tehnologică cu partea medicală, care au dus pentru noi. Asta este un mic aspect a ceea ce facem noi aici. Partea cealaltă, să știți, e doar un aspect. Partea cealaltă înseamnă poate ce ați văzut. Stai lângă pacient zi și noapte și faci lucrurile pe care crezi că sunt cele mai bune. Și apoi vine partea aceasta care monitorizează ce ai făcut, ce faci. De fapt, munca cea mai importantă este statul lângă pacient, mâna pe pacient, observarea pacientului, lucru cu pacientul și gândul că trebuie să fie cel mai bun pentru pacient, ca pentru copilul tău. Dar de la mate fizică către foarte medicină, cum a fost trecerea? Foarte, foarte greu. Deplorat. Dar decizia de trecere, părinții, cum ați luat-o? Părinții. Știți cum era pe vremea lui Ceaușescu? Erau doctori, erau electronist, era arhitect. Cam astea, erau câteva 3-4 meserii și așa. Și au fost de disperare așa în asta, da? Am acceptat-o, dar a fost foarte greu pentru mine. Însă, partea logică a lucrurilor, știți cum e, e un început, e un sfârșit, okay, cum se leagă și care este drumul, pentru mine este foarte important. Uneori logica te încurcă și nu lasă loc de poezie și de alte lucruri. Deci, poate că uneori vreau să mai fiu și un pic, să visez. Cum a fost perioada din Statele Unite? Ați fost acolo, de ce n-ați rămas în Statele Unite și mai ales că ați fost foarte impresionat de ceea ce ați văzut în America? Da, am fost impresionat. Vedeți, programul ăla, îi spuneam, prima oară am fost în Louisville, o secție 60 de paturi. Wow. E una într-un stat, așa este acolo. Deci ei au avut această idee de foarte, foarte mulți ani, de 50 de ani în urmă. Și, bine, nu toți sunt super critici, da? Au în jur de 30 critici și restul de 30 sunt la post-terapie. Și atunci acolo am văzut tot ceea ce înseamnă progres tehnologic, tot ceea ce înseamnă îngrijire medicală. Am scos o cartelă de 1,5 mega, i-am dat-o profesorului și am zis, dă-mi și mie programul. L-am rugat frumos să-mi dea programul. Ca un burete care absorbeai absolut tot. A fost prima ieșire într-o secție de reanimare în afara țării. Și tot ce am văzut acolo, apoi tot ce am văzut în Iowa, tot ce am văzut la profesorul Bell și în alte locuri, apoi mai târziu, am luat și am îmbunătățit la mine acasă. Absolut incredibil. Nu-mi dădeam seama în 2001 că peste 20 de ani o să fie și la noi aproape la fel. N-am crezut. Dar vă doreați foarte mult. Foarte mult. Și a fost totul pas cu pas, știți, de fapt, unui tânăr nu e bine să aibă bani foarte mulți la început. Știe Dumnezeu de ce lucrul ăsta, El a spus asta. E, la fel probabil că a fost și cu noi. Poate că și gradul de adoptare, de a acapara și a învăța toate aceste proceduri și toată organizarea, poate că ar fi fost foarte greu și au venit treptat. Am avut un grant pentru învățarea oxidului nitric, am fost în UK,
și am adus primele oscilatoare în România. Prin 2003 am făcut lucrul acesta și 2004. Apoi am adus filtrarea, apoi am adus ECMO, apoi, știi cum e? După o vârstă, te uiți deasupra lucrurilor și ales cele mai importante lucruri, dai direcțiile cum trebuie să se întâmple. Și sigur, nu suntem perfecți. Greșim peste tot, este azut și acum. Aveam o mică greșeală, da? Nu monitorizam cum trebuie partea respiratorie, pentru că asistenta trebuie să știe când se deconectează aparatul de respirație. Greșim, uităm, suntem puțini, ne perfecționăm. Dar cert este că tot ce am văzut la ei, la ora actuală, este la noi acasă. Poate chiar mai mult în anumite locuri. Și de ce nu ați rămas în America? Nu mi-ați răspuns la această întrebare. Mi-am dorit ați fost printre atâtea state, ați văzut atâtea locuri în care absolut meseria dumneavoastră putea fi pusă în practică mult mai ușor, mult mai simplu și vă vedeați de ale noastre bani mai mulți? Wow, visul american? Da. Trebuia să fiu, trebuia și acolo, dar aici soția n-a vrut să plecăm. Tocmai profesorul Stuart, după 3 ani de zile, m-a rugat să plec acolo. Și n-am putut să plec, tocmai mă duceam la metrou și eram, na, la început, știți cum e, în 2002-2000, cam așa era, nu prea aveam mare lucru. Era foarte, foarte greu. Era greu să-ți îngrijești pacienții, n-abia prea aveam de ce să trăim. Era extrem, extrem de greu și m-a sunat pe mobil, mi-aduc aminte, m-a sunat dacă vreau să vin în state. Și era, probabil că și dânsii vedeau ce situație suntem în România. Evident că am zis imediat, gata, îmi fac bagajul. Mi-a spus că să stau 3 luni la el și apoi să... Dar a fost complicat și soția și-a spus că niciodată. Apoi, în UK, am avut dosar, am avut contract semnat în Italia să plec. Am dat și examenul de specializare mai devreme să plec, dar ce spune, s-au întâmplat mici lucruri și eu am fost atent, n-am insistat pe lucrul ăsta, am zis, oh, poate că Dumnezeu nu vrea să plec acum, să nu mi se întâmple ceva rău. De ce? Mici detalii care v-au împiedicat. Detalii. Adică ne-au zis cei din UK, doctore, vino, mai aplic o dată la anul, că uite, am din cele 8 granturi, 5 s-au terminat, 5 nu s-au mai finanțat anul ăsta, dar te rugăm la anul că e foarte bine. Și am spus, cred că e ceva neregulă. O dată, de două ori, de trei ori și apoi am spus, e clar că nu trebuie, trebuie să stau acasă la mei. E foarte greu când, și înțeleg pe colegii mai tineri, când nu ești respectat, când n-ai cu ce să lucrezi, când intri în spitale și vezi mizerie, promiscuitate fizică, morală, se întâmplă multe. Spun, nu asta este regula, sunt și locuri extraordinare în țara aceasta, sunt și medici excepționali, sunt locuri unde se face medicină de... clasă înaltă, dar nu este peste tot. Medicina, să știți că nu înseamnă la Marie Curie sau nu știu ce centru minunat în România. Nu asta este medicina. Medicina e la Vaslui, medicina este la Corabia. Acolo este medicina. Despre asta vorbim. Uitați-vă cât se duc în astfel de locuri. Despre asta vorbim. Asta este sistemul medical. Nu insule de, să spunem așa, normalitate și să spunem așa, excelență. Cu asta, da, rezolv câte ceva. Rezolv câte ceva, dar nu e normal să se spună, așa în ghilimele, am avut și noi noroc că s-a întâmplat lucrul ăsta. Că am fost tratați, că măcar am știut diagnosticul. Nu toți trăiesc, știți? Nu toți trăiesc. Uitați-vă, în permanență, în fiecare an avem cam 30 de decese din cei 300 care vin aici. Nu toți trăiesc, dar măcar știm că am încercat să avem cel mai bun tratament. Sau dacă a venit aici și nu s-a putut face în locul acesta, și am avut o poartă spre Occident, am plecat cu el. Zilele trecute, când v-am contactat telefonic pentru acest interviu, îmi spuneați că nu știți exact când veți fi disponibil, erați plecat în Italia cu 2 copii. Continuați da. Acest drum? Aveți, am citit, peste 200 de drumuri în afara țării. Da, 300. 300 deja, wow! În afara țării cu copii. Da. A căror șansă simțeați că nu e aici, în România? Probabil că aveam încă 300 de morți dacă nu făceam lucrul acesta. Mult puțin, dacă spui o statistică, este așa o statistică neagră, ce înseamnă 300 de oameni la câte suntem noi, 20 de milioane, 300 de copii, nu înseamnă nimic.
dar încercați să salvați viața cuiva odată și o să vedeți cum vă va urmări lucrul acesta în viață, că v-ați făcut datoria. Unul singur, odată. Pentru că este foarte clar, noi vedem lucrul ăsta, statul român nu investește în copii, asta este clar, am spus, poate să spună oricine, orice, eu am văzut, copiii sunt discriminați în dauna adulților, e foarte bine că avem pentru adulți transplant, chirurgii, multe spitale de adulți, dar uitați-vă ce se întâmplă la copii în mod special. Facem atâta tam-tam când discutăm pentru ce am făcut la copii în țara asta. Un program special pentru copii, spitale pentru copii dedicate, spitale dedicate pentru problemele majore cu care se confruntă copiii, unde avem decese majore la copii. Uitați-vă pe buletinul de statistică al României și acolo o să vă dați seama cât a investit România în zonele unde se moare. Adică în oncologie, în cardiochirurgie, în neurochirurgie, în chirurgie generală la copil, în neonatologie. Uitați-vă câți statistici, dacă vi le spun, sunt înfiorătoare, absolut înfiorătoare. Câte centre de traumă pentru copil avem noi în România? Nici unul. Nici un centru de traumă. La adulți sunt, din fericire. Nu am făcut așa. Nimeni nu i-a stat în cap lucrul ăsta să facem pentru copii. Ok, am avut un spital în spate, l-au șters de pe listă. Asta este, spital, însemn. Are și ceva făcut de o fundație. Este foarte bine și lucrul ăsta. Dar diferența de un spital de 40.000 de metri pătrați cu principalele funcțiuni unde se moare, specialități unde se moare, era cu totul și cu totul altceva. Și culmea, era făcut și de o altă bancă. Era făcut de... Cum... Vă simțiți în momentul în care vă încearcă neputința în lupta cu moartea, domnule Cârstoveanu, pentru că duceți zilnic, în momentul în care sunteți aici în spital, zilnic duceți această luptă. Hai să vă spun, acum în boxa 2, eram noi acolo, da, a venit acum, este un copil de la Călăraș. Unde e? Boxa 2, aici, uitați. Unde erați mai devreme, înainte să începem aici, emisiunea. Aici este boxa 2. El este acolo, saturație 85, al puls 180, este o malformație gravă de cord, mitrala defectă, valva pulmonară defectă, saturație foarte proastă, circulația în aortă este dependentă de circulația din artera pulmonară, deci sânge neoxigenat, este foarte, foarte grav. Ok, ce faci? Ce fac astăzi? Mâine trebuia să zbor cu un alt copil, s-a amânat-o să zbor miercuri. Acesta a venit, mă așteaptă, sună o colegă de la Cluj, care are un curs în hipoplazic. Odată am spus că se oprește, că nu mai vreau, pur și simplu, nu se poate așa fiecare zi. Știți de ce? Pentru că astea sunt așa mici, focuri stinse, aici și acolo. Nu este ceva organizat, mergem în direcția aceasta, e foarte greu. Dar de ce sunteți nevoiți să mergeți în afară? Păi nu te lasă inima să-i lași, pur și simplu. Aici, practic, aici nu aveți ce să le faceți. Chiar dacă suntem dotați la ultimele standarde la Marichi, nu mai aveți locuri. Cine operează valvă mitrală? Cine operează valvă mitrală? Îți trebuie super experiență. Și trebuie să mai fi făcut lucrul acesta. Ok, când vine stenoza aortică critică, ok, trebuie rapid să faci lucrul ăsta. Sunt unii care vin muribunzi. Trebuie acum făcut aici. Unde-i duceți? Ce faceți cu corsul? În Italia? Da, am dus Germania ani de zile, am dus masa, doctorul Sândică Germania, masa, doctorul Murții, mulți ani de zile, Frigiola, profesorul Frigiola, mulți ani de zile, la Milano, asta, la Milano eram acum două zile. Eram cu un copil cu trunchi arteriaș, cu un alt copil cu de la colegii noștri cu o malformație complexă. Ce le spuneți părinților acestor copii, domnule doctor? Poate că uneori te vii așa, poate mai ursus, știți, ești obișnuit cu lucrul ăsta și acum mai spuneam tatălui, uite, avem asta, asta e boala, asta este foarte gravă, nu prea știm cum să
trebuie să plecăm afară, trebuie să ajungem, uite, în Germania. Pentru boala asta, Germania este foarte clar, pentru că noi am văzut rezultatele și ni s-a părut că cel mai bun de-a lungul timpului, cel mai bine, așa am vorbit cu cardiologii, vin din Germania. Trebuie să ajungem acolo. Cum facem? Vedem cum. Trebuie să știm startul și trebuie să știm finalul. Dacă nu facem asta, nu îi dăm cea mai bună șansă copilului. Și acum începe organizarea. Să vedem cum facem booking, pentru că avem o companie cu care zburăm foarte frumos la Milano, la Florența, Blue Air, dar să vedem cum zburăm cu oxigen, e copilul intubat, e în stare critică. Și acum începem să facem organizarea lucrurilor. Da? De ce? Pentru că este aici și că nu putem să lăsăm să moară, pur și simplu. Asta ați face și dumneavoastră, credeți-mă. Dacă faceți astfel de interviuri, sunt 100% convins că și dumneavoastră ați face asta. Și mă uit așa cum mă uit la dumneavoastră. Nu cred că ați face altceva. Este absolut sigur că în momentul în care îți alegi o astfel de meserie, trebuie să fii 100% convins că lupți până în ultimul moment, da, și că încerci să faci absolut orice îți stă, da, în putință, da, să faci este bine, să salvezi. Da. Știți ceva? Exact așa este. Odată m-a rugat un tată să-l ajut cu un copil. Trebuia să mergem într-o duminică. Și a zis și m-a rugat, haide să mergem, haide, vă rog, domnul doctor, că vreau să fiu sigur că ajungem în Germania. Și am zis, ah, duminică, mai fusesem săptămâna trecută, nu dormisem și în mintea mea a fost, hai să mergem marți, am zis eu, marți. Și am văzut așa o tristețe pe fața lui și a zis, ok, bine, duminică. A ajuns acolo și a fost pusă direct pe masă de, operație. Era ultima șansă și dacă întârziam, ți se și întâmplă lucruri, dai seama, uneori, gândiți-vă, am avut părinți care nu au fost în stare să-și scoată pașaportul și a murit copilul. Incredibil. Da. Uneori s-a întâmplat, plecam pe ușă, plecam la Florența, masa, și în momentul în care ieșeam, m-a sunat doctorul Murții și a zis, Cătăline, stop, nu avem loc în reanimare. S-a ocupat în reanimare cu un caz de urgență și copilul a rămas aici și a murit. Se întâmplă uneori astfel de cazuri, dar sunt, știți cum e, 5 din 100. Dar culmea e că doar pește îi țin minte, știți? Asta e, nu vă macină vreo, da, gândul că... Ăștia care, la care s-a întâmplat ceva, la care a fost o problemă. Dar s-a împotrivit destinul, vă gândiți. Cam așa ceva. Dar ceilalți 95, știu că... Ați avut dată regrete, domnule doctor? Da, am avut și am în continuare. Am avut, știi, nu ești învățat de la început în toate lucrurile. Chiar dacă, să spunem, întreb pe cei mai experimentați și la sfârșit spui, mai era ceva de făcut, uite, puteam să mai facem ceva. Dar ceea ce este esențial pentru noi, lucruri care lipsea în veriga normală a lucrurilor, următoarea dată a fost acolo. La următorul caz a fost acolo. Și, de fapt, de asta este frumoasă și această meserie este extraordinară, pentru că este o provocare permanentă pentru cine dorește să învețe mult. Este o provocare, sigur că lasă urme adânci. Lasă urme adânci, experiența lasă urme adânci. Experiența, de fapt, sunt aceștia care au avut un destin nefericit, să spunem. Dar asta te ajută să înveți și să fii cel mai bun. Este paradoxal, nu? Care este situația la această oră? Observ aproape toate, dacă nu mă înșel, chiar toate saloanele ocupate. Păi uitați-vă dreapta sus, care este situația. Aș vrea să vă zic acum. În monitorul acela de sus. Acolo dreapta sus, dacă mă întrebați care este situația, uitați. Avem 0 paturi libere, avem 27 de paturi. 0 libere, da? Supraalocare, 3. Asta ce înseamnă? Totul este plin și în anumite camere în post-terapie, nu sunt intubați, au catetere, nu este atât de gravă situația, sunt câte 2. Nu e atât de gravă și uitați-vă, am pus câte 2. Unde? Uitați aici, am pus 2. Am pus 2, da? Urmează să fie operați. Deci este operație, neurochirurgie, vedeți? Am pus 2, da? Asta este ceea ce am făcut, da? Iar în așteptare sunt 16 copii. 16 copii. Nu și aveți unde să-i duceți în momentul de față, ce să în faci? Așteptare, sunt waiting list.
listă de așteptare și să vă spun ce listă de așteptare, da? Boală cardiacă, boală respiratorie, neurochirurgie, insuficiență renală, prematur, ok, prematur, hipoplazie inima stângă, prematur armonic, da, prematur. Uitați. Sunt din toată țara și chiar și de la spitale din București, văd. Da, peste tot, da. Acesta l-am luat, Craiova. Da? Craiova. A, nu. Asta este altul, nu. Este insuficiență renală, da? Este un sindrom foarte rar, da? Pur și simplu. Suntem absolut depășiți, de aceea trebuie să... Trebuie să încercați și să mergeți mai departe. Aici este sistemul de monitorizare, domnule doctor, sistemul de monitorizare al fiecărui pacient în parte. Aici fiecare pacient are monitorizată alura ventriculare. Monitorizăm saturația în oxigen, monitorizăm tensiunea arterială neinvazivă sau acolo monitorizăm tensiunea arterială din aortă, da? Este tensiunea arterială sângerentă. Acolo este un monitor transcutanat, se vede sus, se vede mai sus, gazele arteriale, diverse lucruri pe care le monitorizăm. Acolo avem un pacient la care monitorizăm glicemia în permanență. Are o pompă de insulină și ne gândim după un an de zile să-l trimitem acasă cu nutriție parenterală și cu pompa de insulină și vrem să găsim cel mai bun pattern pentru administrarea glucozei și nutriției parenterale la domiciliu. Asta este, de aceea îl monitorizăm. Acolo îi monitorizăm acasă. Avem un proiect să îi monitorizăm acasă. Cu acele aparate pe care le poartă micuții și... Da. Și nu numai pentru acelea. Avem și, avem și stetoscoape. Uite, asta facem. Avem anumite stetoscoape pe care putem să trimitem prin Bluetooth. Da? Okay. Pentru pacienții critici care sunt ventilați acasă, okay, ei ne transmit pur și simplu. Pun pe toracele copilului și auzim instantaneu, da? Pentru că avem diversi pacienți, avem pacienți ventilați mecanic, avem pacienți cu stome, avem pacienți cu traheostome, cu glicemii, probleme, fel de lucruri, da? Și am imaginat un proiect care sperăm să fie gata anul acesta. Și asta este în curs de testare acum? Acum testăm și va fi un kit pentru fiecare pacient. O, ce frumos! Și după ce este externat pacientul, îl monitorizați de la distanță prin aceste aparate? Da, pentru că am văzut că era un haos informațional, știți? Oamenii aceștia trebuie să depindă, adică nu. Am remarcat că ei depind de niște medici și depind de noi, asta este problema. Au găsit confidență aici și... Pentru că uneori sună pe cineva, uite, eu nu pot să răspund, colegul nu poate să răspundă. Ok, și ce am spus? Haideți să centralizăm informația, să vedem informația reală în timp, să facem anumite grafice și orice medic care este la această masă să dea anumite răspunsuri coerente în timp, da? Pentru că în permanență este cineva aici. Da? Și așa am spus, facem un program pentru monitorizarea pacienților și acasă. Frumos ar fi să găsim înțelegere la cei cu care dezvoltăm programe informatice, să vărsăm aceste date în continuare în fișa pacientului. Ar fi foarte, foarte important lucrul acesta, să vedem ce se întâmplă cu acești pacienți. Sunt pacienți reali îngriji la domiciliu sau nu sunt pacienți reali? Pentru că și aici este o mare problemă. De ce aveți nevoie? Ce vă lipsește în acest moment, domnule doctor? Este o întrebare oarecum retorică, pentru că cred că am avea nevoie de 3-4 emisiuni să-mi răspundeți la ea, dar nu știu, ce e impetos necesar? Ce lipsuri aveți și nu vă sunt soluționate? Două lucruri majore. Bătălia mare este să adaptăm numărul de asistente la necesitățile de aici. Noi nu eram nici ca o secție de pediatrie, un nursery, nici un intensive care. Eram așa undeva pe la mijloc, da? Și tot timpul la pacienți critici n-am cu cine, n-avem cu cine. O asistentă lângă 10 pacienți, este incalificabil lucrul ăsta. Asta este primul lucru și sperăm să obținem, deci muncim de 20 de ani la lucrul acesta. Unu. Și al doilea lucru, trebuie de urgență să mărim ceea ce este aici și sperăm să avem decizii importante anul acesta și lucrăm în sensul ăsta.
Aș vrea să mergem în cele ce urmează puțin pe secție, da, să vadă și urmăritorii noștri puțin, da, ce ați reușit să realizați aici, da, această, da, navă spațială, cum am numit-o la începutul emisiunii. Sigur. Secția era de la geamurile alea, camera unde ați fost, aici unde este boxa numărul 1 și până la dunga asta. Ați lăsat dunga așa ca să o aveți ca amintire, da, nu? Da, e fel de îmbinare între cele două unități și aici. Dar este... aici practic s-a construit de la zero, de la pământ. Patru nivele și aici este conectarea cu corpul C, cu spitalul și este nivelul 1 reanimare. Haideți să vedem, da, ce a realizat, da, domnul doctor aici. Și... să ne explicați. Da, ce înseamnă, vedeți, camera fiecare individuală, vedeți? Fiecare pacient are camera lui individuală. Da, înseamnă închidem ușa, este liniște la fiecare pacient, fiecare este cu monitorul lui. Când intri acolo, dacă se întâmplă ceva în orice loc din secție, îți apare în momentul acela. Am ieșit pe hol, vedem toate semnele vitale în locul acela, da. Și dacă vă uitați, asistentele au aceste aparate pe care le pun în buzunar și se duc la toaletă, se duc la fumat. Aceste aparate, da, ce fac, da, ele? Ele? Da. Haideți să arătăm către cameră. Mă uită acesta. Deci am alarmele, vedeți? Am alarmele și în buzi, în buzunar. Eu am alarmele și oriunde aș fi, mă duc să fumez o țigară afară. Sunt fumătoare pentru noi, da? Sau se duc la toalete. Sunt cu ele și nu lăsăm să se întâmple ceva critic. Dacă exista, acum așa, o mică paranteză, dacă exista această tehnologie la maternitatea Giulești, putea fi prevenit dezastrul? Da. Aceste saloane, domnule doctor, vă întrebam și înainte, da, să înregistrăm. Nu au capacitatea de... adică le văd destul de generoase. De ce nu puneți doi pacienți? Așa și pentru trebuie, că avem liste de așteptare. Da. Însă el este în post-terapie aici. E foarte bine. Dar haideți să vedeți ce se întâmplă când este unul foarte critic. Da? Pui fel de fel de mașini lângă el. Haideți să vă uitați la acest ăla. Uite aici. Bun. Okay. Aici? Da. E o mașină acolo în spate. Noi am pus somn de tuburi. Am avut o altă aparat aici. De obicei mai vine un aparat lângă, ok? Când iese să faci o operație, deja sunt 5-6 oameni înăuntru. 10-12 metri pătrați sunt puțin încă, trebuie 15 metri pătrați, pentru că trebuie să previn tot ceea ce este nevoie. Nu pot să pun doi. Schimbul, infecțiile încrucișate pot avea repercusiuni negative pentru pacienți. Și apoi fiecare este cu mediul lui, cu habitatul lui, părintele lui, da? Trebuie intimitate. Practic aici se intervine aici, la pacient. Aici, a venit nou-născutul aici și aici, de aici reanimare. Pleacă sănătos, da, Doamne ajută. Da. De aici când este gata, îl trimitem post-terapie deasupra, unde e o cameră de 15 metri pătrați, mama are un fotoliu larg unde poate să doarmă lângă el, se pregătește să-l îngrijească, învață să-l îngrijească dacă are anumite nevoi speciale. Monitoarele aici, aceste monitoare ce... Fiecare pacient are monitorul lui. Vedeți, este monitorul pacient individual. Și aici este locul unde avem absolut toți pacienții. Este locul unde scriem perfuziile. Avem... avem un software care ne ajută foarte mult să scriem perfuziile pacienților. Este foarte, foarte important pentru noi. Avem toți pacienții aici. Și uitați-vă, este un software extrem de complex care ne ajută să nu greșim perfuziile când le scriem. Să scrii toate principiile, să nu faci erori și apoi trimitem la o mașinărie care știe să amestece perfuziile într-un anume fel. Nu face mâna omului, pentru că unde e om, acolo este greșeală. Este foarte, foarte important. Foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Iar în boxe, vedeți, aici avem monitoarele astea de lângă.
sunt puse special, sunt monitoare medical grade și pe ele acum deja instalăm acest soft important care adună toate aceste softuri și îmi creează grafice, alarme, creează trasabilitatea pacientului, trasabilitatea unor probe. Oricine care lucrează se loghează cu un ID, oricine atinge pacientul, știm ce a făcut, când a făcut. Și aveți toată evidența clară. Toată evidența. Vom munci la anul, sperăm să avem timp să creăm coduri de bare pentru fiecare produs pe care îl cumpărăm. Ok? Și atunci orice produs pe care îl folosim la un pacient, că este un antibiotic, că este un consumabil, toate le vom scana și le vom introduce în baza de date. Și vom ști prețuri foarte reale pentru fiecare pacient și le vom publica. Atâta costă pacientul acesta. Înțelegeți? Ca să nu mai fie discuții că tot s-a alocat este... o sumă fixă tot, pentru exact, pacient. Exact, tot timpul se spune, noi nu știm cât costă. Păi nu știm cât costă pentru că, uite, nu avem date care să spună lucrul ăsta. Noi, evident, știm, costă ca în afară. Consumabile sunt aproximativ la același preț. Doctorii au salarii bune de anul trecut. Foarte bune de anul trecut. Ca atare, prețul de îngrijire al pacienților, prețul de îngrijire al pacienților este aproape ca în afara țării. Cât costă? Între 3.000 și 5.000 de euro pe zi la pacientul critic. În state, poate ajunge la 10.000 de dolari pe zi. Vreau să mergem mai departe. Spuneați că aveți 27. 27. Deci vedeți aici, sunt pacienți. Sunt pacienți intubați. Aici, vedeți, părinții stau lângă copii. Da. Au acces părinții permanent. Au acces. Mama stă lângă copii. Aici, pur și simplu. Cam care este perioada de ședere aici, în funcție de afecțiuni? Pot să stea oricând. Pot să stea oricând și oricât. Fără probleme. Și a pacienților? Mamele în permanență. Noi avem cam 20 de zile, este rata medie de spitalizare a pacienților. Dar sunt unii care stau mai puțin, sunt unii care stau foarte, foarte mult. Am avut pacient care a plecat la 4 ani din secție. A fost o dependență totală și a fost un challenge major pentru noi. Pentru să mergem roată, nu? Da, să pentru viața acestui copil. Aceste aparate pe care le aveți aici, le folosiți doar când este cazul? Doar când este cazul, da. Aici este un aparat de radiologie digitală. Da, e primul aparat de radiologie digitală din România, mobil. Da, am fost foarte mândri când l-am luat. De ce? Doză minimă de radiații, instantaneu. Instantaneu vezi imaginea pacientului. În momentul în care ai făcut click, ai văzut instantaneu radiografia. Ori așa trebuia să aștept 5 minute să văd, alergam repede la radiologie. E, acum radiațiile de rigoare despre care acum, instant, imagistică, instant am văzut dacă este ceva foarte critic și mă adesez pacientul. Cât a costat un astfel de? Peste 100.000 de euro. V-a dat statul bani? Da, am reușit asta. A, da? Mă așteptam să fie un răspuns negativ. Am reușit asta cu statul. Felicitări, da, ca să vedeți? Nu... Și separarea... Și separarea... Păi după ce da, au văzut ce ați reușit să faceți aici și... Da, știți cum, până la urmă... Să știți că și la Constanța am reușit acea. Au lucrat fundațiile, sunt niște presiuni indirecte acestea. De ce trebuie mereu, domnule doctor, să le arătăm celor care ne conduc și ne reprezintă că se poate pe alte căi pentru a face și ei același lucru? Că așa se pare că merge în România. Trebuie să tragi așa tu singur la căruță și după aceea să-ți aducă niște boi și niște cai. Mi-e greu să spun lucrul ăsta. Poate că trebuie credibilitate, poate este și lucrul ăsta, dar poate că este și un soi de neatenție sau indolență uneori. Deci, da? Aici, în continuare, avem monitoare, da? Tot monitoare fiecare, de supraveghere. Fiecare pacient, da? Un incubator. Da, ăsta este incubator de transport. Ăsta-l folosim pentru blocul operator. Da, să e folosit pentru blocul operator. Pentru a duce în blocul operator ducem pacientul. Ducem și scoatem din blocul operator și sau la primi urgențe, da. Aici testăm noi mai multe pompe, este un docking pentru pompe. Pacienții în continuare. Da. Care sunt cele mai grave cazuri pe care le aveți în acest moment? Păi este cel din boxa 2 foarte critic. Cel despre care am vorbit mai devreme. Da, este foarte, foarte critic. Cel din boxa 2, cel din boxa 6, nu știm de ce face bradicardii foarte serioase și poate că în spatele este cu insuficiență respiratorie gravă și este dependent de inotropice, dar fără o cauză evidentă. Aici este un caz foarte grav pe care era să moară în avion.
da, încă este în continuare la noi în spital. L-am dus în Italia, s-a operat, l-au dus direct în bloc, s-a operat și l-am preluat noi. A avut complicații pentru întârzierea operațiilor, știți? De la o boală banală au apărut complicații foarte grave. Acest copil, în mod normal, trebuia să fie acasă cu o boală foarte... cu artație de aortă, știți? Ok, dar era muribund, ok? Și când este muribund, nu poți să aștepți. E un doctor din România, dacă este în concediu, s-a terminat chirurgia cardiacă. Cam asta este. Sunt câțiva care fac asta, dacă sunt și ăștia oameni, dacă ei nu operează în ziua respectivă, s-a terminat. Pentru că nu este o super afecțiune, da? Și a trebuit să mor cu el în avion în stare critică și acolo complicații. A fost chiar ultima sută. În mod normal puteam să lăsăm să moară acasă. Ok, am făcut tot ce trebuie pentru el, dar am plecat cu el la limita supraviețuirii. A ajuns în Italia, în bloc operator. L-am resuscitat pe drum și a avut consecințe serioase. Noi încercăm acum să reparăm câte ceva din aceste lucruri care s-au întâmplat. Nu știu dacă va fi foarte bine copilul, dar știm că am făcut tot ce... Speranța este cea care moare ultima. Vreau să vorbim puțin despre listele de așteptare, domnule doctor, și vreau să vă spun o mărturisire pe care domnul Cristofeanu mi-a făcut-o. Nu înregistra camera, dar aș vrea să o repete pentru că este foarte grav. Au murit de la începutul anului până acum din cauza că nu au existat locuri de internare și nu a existat posibilitatea ca acești copii să fie tratați. Câți pacienți? 8 sunt pe listă. 8. 8 vieți pierdute din cauza unui sistem bolnav. Greșesc dacă spun asta? Păi da. Toată lumea știe că ne lipsesc 30-40% dintre locurile unde trebuie să îngrijim pacienți critici. Deci 30% nu au loc, indiferent cât de grav sunt, indiferent cum te cheamă, indiferent al cui ești. Înțelegeți? Bun, ca tare, n-ai unde să-l pui și scapă cine poate. Despre asta este vorba. Și tocmai pentru acest lucru, noi am mărit aici, am mărit la Constanța și am spus tuturor colegilor, puneți 2, 3, 4 în plus în fiecare secție, încercați să mărim, să facem lucrul ăsta. Unii au reușit, Spitalul Cantacuzino a reușit să facă lucrul acesta, pentru că este o urgență majoră. E și programul acesta cu incubatoare, mult întârziat, de la echipamente majore. Până la urmă am ajuns la 1000 de incubatoare, bune și astea, sperăm să termine. Au fost fel de fel de discuții, specificații, în plus, în minus, în sfârșit. E foarte greu. La noi, ca să cumperi ceva, ți-a 5 ani. E ca la străzi, poate ceva mai dezastruos, da? E, ca să faci ceva, statului îi ia ani și ani de zile, până se gândește, până face o comisie, știți dumneavoastră, licitații, nu a fost, te-a contestat, nu ți-a plăcut, ai schimbat, se schimbă administrația, vin roșii, negri, știți cum se schimbă, nu, dă-l pe la afară, taie, n-a fost bine, vine altul iarăși, este un haos total. Haosul sistemului medical românesc. 8 nou născuți care au murit pe listele de așteptare. Nici măcar nu au avut ocazia să aibă contact cu doctorii, cu salvatorii, cu eroii, cei care le puteau salva viețile. Din cauza că, repet, nu existau locuri. Când sperați să extindeți această secție, domnule doctor? Sunteți la capitolul de intenție, nu? Sperăm să facem pași concreți anul acesta. Sperăm să facem. Ați identificat spațiul? Aveți absolut tot. Ne apropiem de final și vreau să vă întreb puțin despre sistemul medical românesc. Am tot discutat și am tot tras concluzii pe parcursul acestei emisiuni. Unde credeți că se greșește și cât ne mai trebuie până când o să ajungem să avem toate maternitățile din țara așa, toate unitățile de terapie intensivă, mă refer. Și să ne putem ridica și noi, în rând cu lumea, să nu zic altfel. Eu văd două lucruri majore. În primul rând, este clar că cei care conduc au o lipsă acută de personal calificat care să conducă acest. Deci este... pur și simplu o deprofesionalizare a instituțiilor. Este foarte, foarte important. Nu ai cu cine să vorbești. Este foarte grav lucrul acesta. Și un lucru foarte, foarte important este acesta. Dacă eu lucrez la stat,
și am un salariu foarte bun. Ok, hai să spunem înainte când aveam $200 sau €200 salariu. Ok, poate că eram dreptățit să plec la privat la ora 1 sau 2 când se termină programul și să mă duc să mai fac niște bani să trăiesc. Corect, legal, fără să am alte surse de la pacienți. Da? Ok, înțelegeți? Netaxabil. Ok, dar acum când avem salarii bune, ok, ce mă face să părăsesc spitalul la ora 1? La ora 1? Eu nu mai știu spitale în Europa unde medicii de la stat plătiți cu 2.000 de euro pe lună sau 2.500 sau 3.000 de euro pe lună să plece la ora 1 de la stat. Înțelegeți? Ca tare, suminez în permanență. În permanență suminez activitatea medicală de la stat. Îmi dau una a orice. Cabinetului meu, centre. Dacă am ales să merg la privat, dezvoltă foarte bine la privat. Dacă am ales să stau la stat, dezvoltă foarte bine cel la stat. Nu sunteți pentru această combinație? Este, nu zici, e foarte greu să faci. E foarte greu să faci acest lucru bine. Undeva se rupe profesionalism. Există o doză de subiectivism undeva. Există și subiectivism și până la urmă omul e om unde ar fi. Și fiecare vrea să-i fie bine în situația în care este. Este foarte greu să fii echidistant în aceste situații. Păi la ora 1 eu de-abia înțeleg ce se întâmplă bine pe aici. Dar noi stăm, ok, se termină programul la ora 3, bine, s-ar putea să ne spună și altcineva, bine, faptul că pleci în miezul nopții, s-ar putea să fie altă problemă, că este în defavoarea pacienților. Sigur că da, dacă aici ar roi asistente și doctori, ar fi excepțional. Dar nu stăm că stăm către cineva să facă jobul ăsta. Și dacă cineva nu-l face, e rău pentru copil. De fapt, aici stă de fapt. L-ai făcut, e bine. Nu l-ai făcut, nu-i bine. Poate fi salvat sistemul medical românesc? Poate fi resuscitat? Că toți suntem cineva trebuie să aibă curaj să facă aceste lucruri. Cineva trebuie să aibă curaj. Ok, separate lucrurile, foarte clar. Avem salarii, este extraordinar. Cata, lucrez la stat. Sau lucrez în privat. Uitați-vă în Occident sau în Statele Unite. Cele mai bune echipamente la copii sunt în universități. Ok, dar la mine este suminată activitatea. Eu mă trezesc cu echipamente care nu le găsesc nicăieri prin Europa. Înțelegeți? Dar de ce la mine să fie cel mai mic preț, cea mai proastă calitate? De ce lucrul acesta? Eu vorbesc de ce se întâmplă național. Eu nu prea permit în locul acesta. Eu nu accept lucrul acesta. De ce să spun cândva, știți, la noi CT-ul este într-un fel, RMN-ul este într-un fel, aparatul ăsta de respirat nu prea știu. De ce să spun lucrul ăsta? Unui pacient să mă uit în ochiul lui să-i spun, nu prea știu, nu prea am experiență, în Occident nu prea văd. De ce să spun astfel de lucruri? Nu, vreau să spun, sunt cele mai bune. Sunt ca în Germania, sunt ca în Franța, sunt ca în Italia. Ok, dacă nu facem bine, eu sunt de vină. Ați înțeles? Așa este tot timpul. Dom'le, păi ați văzut un medic care spune, dom'le, păi da, uitați-vă și voi, nu funcționează. Nu, eu vreau cele mai bune. Suntem săraci să luăm echipamente proaste. Trebuie să aducem o valoare, o plus valoare, aducând cele mai bune echipamente, pentru că și echipamentele pot să aducă o valoare importantă în îngrijirea pacientului. Ce spun colegii dumneavoastră care au venit din afară, care au venit să vadă ceea ce ați realizat în România? Pentru că înțeleg că sunt doctori din străinătate care au venit vadă aparatura, să vadă această secție. Păi, unii spun că Cârstu are bani. Nu e așa. Eu scriu proiecte, scriu și tot timpul. Aplic, dezvolt, urmăresc granturi. Tot timpul, dacă cineva vrea să-mi ofere ceva, spun, ok, uite, am proiecte de la $500, am proiecte la $5 milioane. Unde vrei să te înscrii? Știi? Adică, tot timpul, partea medicală nu pot să o despart de partea administrativă și procreere, înțelegeți aici, sau dezvoltare. Pentru că e numai unul care lucrează, am spus-o de mai multe ori, dacă eu lucrez și văd că îmi lipsește ceva, eu sunt primul care îmi dau seama ce nu funcționează bine și cum pot să îmbunătățesc. Sigur că până la un anumit, de la un anumit nivel, lucrurile există. De la un nivel încolo, te gândești să faci ceva ce poate nu există, înțelegeți? Da? Dar până la un nivel, e un nivel standard, unde toți trebuie să ajungă acolo, înțelegeți?
Ok, când vom ajunge toți acolo, este perfect în România. Apoi putem să îmbunătățim noi, să avem idei, să creăm, înțelegeți, este pentru România, mă refer. Asta este sistemul. Haideți să ajungem la standardul pe care spune Comunitatea Europeană. Și apoi îmbunătățim. Alții spun, wow, facem și noi la fel. Cum, de exemplu, a fost la Constanța, unde împreună cu fundații, cu colegii de acolo, cu și de acolo... V-au urmat modelul, am văzut, și venit s-a aici. Realizat foarte repede ceea ce aici ați făcut cu greu. Da. Acolo s-au mișcat lucrurile mult mai ușor. Aveau deja modelul de la București. Da, și le-am spus și eu, vedeți, eu am făcut un short cut în timp, urmându-l pe profesorul Bell, pe profesorul Stewart, oameni care de 20 de ani vin în România, vin la congresele noastre, vin la directorii noștri, vin pe secțiile noastre să ne ajute. Ei sunt oameni care au fost cu inima alături de România tot timpul. Și ei au zis, fă așa că e mai bine, fă așa că e mai bine, nu fă așa, fă așa. E, vedeți, să ai un sfătuitor de calitate, neinteresat, generos, care te primește la el în casă să dormi, care mi-a primit aproape jumate de secțiile la casă să doarmă, luni de zile, pentru că ai specializat pentru a învăța și care ne scrie tot timpul, pe care consultăm tot timpul. Ok, după 60 de ani de meserie, poate să spună ceva important. Un om care este în primii 10 doctori din state, care primește premii deosebite, pe acesta îl cred întotdeauna. Înțelegeți? Wow. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. A fost o reală onoare să fim aici și vă felicităm încă o dată în numele întregii echipe Medical TV și în numele a sute mii de mame care, fără dumneavoastră, poate nu se puteau numi mame în ziua de azi și probabil mai există, vor mai urma multe altele care să vă fie recunoscătoare. Și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru România și pentru sistemul medical românesc. Mulțumim, nu suntem perfecți. Nu vă mai reținem pentru că oricum aveți o foarte multă treabă și v-am reținut deja destul. A fost Dincolo de Mască, medicul Cătălin Cârstoveanu. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit, dragilor. Ne revedem data viitoare. Numai bine!